Tot despre somn vorbesc și cu invitatul meu din această dimineață. Alături de mine este Adrian Lupușor, medic neurolog. Bună dimineața! Bună dimineața! Medic neurolog din cadrul Centrului de Somnologie, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Iată așa! Nici nu știam de existența unui astfel de institut. Cu ce se ocupă? Cu cercetarea somnului. Adică ne veghează somnul să avem un somn de calitate, da? E vorba de Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, o instituție foarte veche. Dacă vorbim de Centrul de Somnologie, este unul creat în 2013 și se ocupă cu preponderent tratarea și prevenirea bolilor ce țin de somn și plus mai avem și careva cercetări începute, să spunem așa. Și se adresează mulți specialiști pentru că, mă rog, tulburările de somn nu sunt considerate o afecțiuni importante și că neapărat trebuie să te adresezi unui specialist în domeniu. Adică nu dormi, ți-ai luat un ceai de mușețel și dormi bine sau există tulburări grave care neapărat ar trebui tratate? Deci se adresează mulți pacienți, în special pacienții care suferă de insomnie, care nu pot adormi sau se trezesc pe la bucat de noapte și nu pot dormi și destul de dezabilitant această chestie când noaptea nu poți dormi, a doua zi ești obosit și chestia perpetuă. Și al doilea lot de pacienți care vin la noi sunt pacienții care au apnee sau care sforă și în urma sforâitului grav, să spunem așa, au și pauze respiratorii în somn. Și asta la fel deja este periculos. Unul din pericolurile cele mai mari fiind somnolența și pacienții ăștia riscă să facă accidente a doua zi. Am avut foarte multe cazuri, eventual și șoferi profesioniști care s-au răsturnat cu tiruri, cu autoturisme care transportau combustibil, etc. Deci, aparent, parcă n-ar fi ceva grav, dar consecințele sunt destul de dezastruoase, chiar în cazul apnei și insomniei. Deci sunt niște patologii care necesită totuși intervenție medicală, iar dacă nu se intervine la timp, respectiv este riscul de cronicizare, iar pacientul suferă în continuare. Dar, cum am văzut, în cazul accidentelor pot să sufere eventual și oamenii din jurul acestor oameni. Bună. Așa, înseamnă că astăzi vorbim, ne dați niște recomandări pentru un somn calitativ, cum ziceam, să ne odihnim bine. Ce trebuie să facem, la ce oră trebuie să ne culcăm? Vă întrebam, am mai discutat cu dumneavoastră și întrebam. Am văzut undeva, am citit că e bine să ne culcăm înainte de ora 11 și dacă dormim, de exemplu, de la ora 9 până la ora 10, o oră, această oră de somn de la 9 până la 10 se echivalează cu 8 ore de somn, adică în această oră creierul se odihnește totalmente. Sau, iată, cu cât te culci mai devreme, cu atât mai odihnit. Și nu neapărat să dormi până la ora 7, important să dormi în acest interval de timp, de la ora 9 până la ora 23. E adevărat sau nu e adevărat? Pentru că eu am încercat să fac așa ca să fiu odihnită. Există un adevăr în ceea ce spuneți dumneavoastră, și anume că e bine să ne culcăm odată cu înserarea sau cu începutul întunericului, și asta țin de ora 10-11 seara, fiindcă în această perioadă se secretă în organismul nostru melatonina, care este în strânsă legătură cu întunericul. Cu cât e mai întuneric, cu atât mai mult melatonin avem, iar acest hormon predispune la adormire. Deci, dacă ne culcăm la orele respective, când afară deja e întuneric, avem șanse să adormim mai ușor și să avem un somn mai bun. Și cred că fiecare de noi știe că dacă a trecut de ora 12-1, deja este mai greu să adormi, iar asta este în legătură cu cantitatea de melatonină care după ora 12-1 începe să scadă. Dacă e bine să dormim anume ora asta, nu știu dacă putem vorbi așa, deoarece somnul nostru are o structură și o cantitate și o calitate anumită. Deci putem să asemuim somnul cu un tren. Deci locomotiva fiind adormirea, după care vine primul vagon somnul superficial, a doilea vagon somnul faza 2, după asta treilea vagon somnul faza 3 și după care vine ultimul vagon care este somnul cu vise sau îl numim somnul paradoxal. Deci acest ciclu durează în jur de o oră jumate, după care trenuțul pleacă, vine următorul, deci care mai durează din nou o oră jumate. Și ar fi bine pe noapte să avem în jur de 4-5 cicluri și asta atunci vorbim de un somn care corespunde calității care trebuiește. Dar acest ciclu durează aproximativ o oră jumătate. Exact, după care survine o trezire superficială. Credeam că noi visăm de fapt doar dimineața, nu? Sau noi ne amintim doar visele exact. Care le visăm. Fiindcă aici, în momentul respectiv, că în prima jumate a nopții predomină durata fazei 3 sau se numește somnul cu unde lente. Atunci când creierul nostru practic
scade funcția la 60%, inima își scade torațiile, tensiunea scade și organismul nostru se reface. După care urmează faza cu vise, când intră în acțiune creierul și el începe să facă ordine în memorie și în emoțiile care au apărut de pe parcursul zilei. Și atunci ce se întâmplă? Că în prima jumătate a zilei avem mai mult somn cu unde lente când se odihnește și se restabilește organismul, iar în a doua jumătate a nopții spre dimineață deja predomină faza cu vise. Și de aceea noi spre dimineață avem mai multe vise și putem să le memorizăm. Fiindcă întâi este necesar ca creierul și organismul să se refacă, să se odihnească, iar după care deja predomină perioada când creierul face ordine în memorie și în emoții și este indispensabil atât să dormim și prima jumătate a nopții și a doua jumătate a nopții, fiindcă exact, dacă ne trezim după o oră, două de somn, începând cu ora 11, o să ne simțim odihniți, fiindcă am avut faza asta de somn cu unde lente când organismul s-a odihnit. Dar va lipsi, în schimb, a doua parte a somnului, care este legată de emoții și de memorie. Și atunci este dovedit că oamenii care dorm puțin memorizează cu mult mai rău și noi toți știm că dacă dormim mai puțin, suntem irascibili, nervoși, așa, etc. Iritați. Deci nu putem vorbi că o oră sau a doua este important. Este important tot somnul pentru a ne restabili, fiindcă somnul de fapt are o funcție importantă în a ne restabili. Deci dacă ziua noi activăm, lucrăm, gândim, avem emoții, ne consumăm, păi noaptea vine după zi ca să refacă tot ce s-a consumat, tot ce s-a stricat, iar dacă vorbim de copii, noaptea ei încă și cresc. Știm cu toții că copiii în somn cresc și asta e adevărat, fiindcă în timpul somnului se secretă hormonul creșterii, care anume în somn, fiindcă când noi ne mișcăm nu putem să creștem, fiindcă se intercalează două procese, efortul fizic și atunci e mai greu să creștem, iar în somn organismul stă nemișcat și atunci el mai ușor crește. Și iată de ce pentru copii, în special, somnul este foarte important, fiindcă participă în creșterea acestor, în dezvoltarea psihologică și cognitivă. Vreau să vorbim un pic despre tulburările somnului, ce am văzut și în reportaj. Unele persoane strigă, plâng, râd în somn. Totuși, nu știu, este bine sau nu, ne spuneți dumneavoastră. Este mai mult psihologic sau somnologii explică aceste fenomene? Dacă vorbim de mersul sau mișcările în somn, și anume când omul merge și se deplasează, vorbim de somnambulism. Ar putea să fie somnambulism, cu toate că sunt mai multe tipuri de patologii în somn care se caracterizează prin mișcare în somn. Care ar fi ele, dacă deci dacă vorbim somnambulismul și mai există... Somnambulismul e atunci când persoana se ridică din pat, merge undeva și nu-și dă seama, adică nu se trezește. Da, se ridică din pat, dar nu se trezește. Da, și este un eveniment care apare destul de des, mai ales la copii, cu maturizarea. De obicei acest proces, această patologie se ameliorează sau chiar dispare și rămâne într-un procent foarte mic la adulți. Și ea e periculoasă doar prin aceea că omul poate să-și facă o vătămătură prin să cadă de undeva, să... Deci e periculos doar prin asta. Mai există și tulburări de comportament în somn, REM, în somnul cu vise. Asta ce înseamnă? Că în somnul când noi visăm, ca să nu realizăm visul, să nu ne pornim să facem ceea ce noi visăm, organismul nostru deconectează mușchii. Deci există o paralizie fiziologică care apare în această perioadă a viselor, fiindcă altfel ne-am sculat și am fi realizat visul. Și... Adică noi nu ne putem mișca în timp ce visăm? Nu. Deci aici avem uneori impresia că vrem să strigăm și nu putem, sau vrem să ne mișcăm și nu putem, fiindcă este o chestie fiziologică. Iar unii oameni chiar se trezesc și au senzația că corpul lor este legat sau că nu se pot mișca. Deci este o chestie fiziologică, fiindcă în timpul somnului noi nu trebuie să ne mișcăm. Și iată că dacă oamenii încep să se miște în timpul somnului, apare patologie de care vorbeam eu, tulburări de mișcare sau tulburări de comportament în somnul REM. Și aici am avut chiar o pacientă care visa că face paste. Deci și în vis s-a sculat, s-a dus, a pus apa la fiert și s-a trezit în momentul când și-a pus mâinile în apa clocotindă. Deci, mai mult ca atât, uneori se întâmplă că oamenii pot să facă și crime în somn, fiindcă visează că eventual ceva se luptă cu cineva, dar alături fiind soția sau soțul, se întâmplă a fi vătămat partenerul. Deci, în somnambulism, de obicei, nu se întâmplă așa, pe când în tulburările de comportament în somnul REM apar aceste consecințe, ar putea fi. Deci, e bine dacă avem așa probleme să urmărim persoana și eventual să ne adresăm la un specialist. Specialiștii, da. Deja... Dacă vorbim
vorbim de somn nelocvii, vorbit un somn, iarăși este un eveniment destul de frecvent întâlnit, mai ales la copii. Din nou, pot fi mai multe cauze, din nou, este de obicei cu o evoluție benignă, însemnând că spre adolescență, spre maturitate trece și, în principiu, iarăși, nu prezintă careva riscuri decât să spun careva secrete. Eventual am avut un pacient care se trezea și vorbea absolut tot ce îl întrebai și, respectiv, soția lui știa tot despre dânsul. Și se tratează asta? Eventual se tratează prin reducerea factorilor stresanți, fiindcă de obicei aceste tulburări, atât și dacă vorbim de mersul în somn, cât și somnilocovie, apar pe un fundal stres cronic de emoții, anxietate, etc. Și mai sunt și careva medicamente care se administrează, dar iarăși trebuie de găsit cauza totuși. Adică nu ne grăbim cu administrarea, iar primul pas care trebuie să facem este să facem un regim de zi corect, un somn suficient și atunci dacă avem un somn calitativ care este conform regulilor, atunci incidența acestor patologii scad. Dacă vorbim de boli, mai bine este să atenționăm despre insomnie, despre apnee, care sunt totuși cele mai frecvente patologii și care se întâlnesc tot mai des, mai ales insomnia din cauza modul nostru de viață incorrect și apnee din cauza obezității. Și bine, să ne oprim un pic la insomnie. Care ar fi cauzele sau totul ce este cotidian și nervii și stresul ne face să nu putem adormi? Exact. Adică trebuie mai întâi să ne calmăm și după asta avem și insomnie. Deci, în primul rând, insomnia, deci există o parte din populație care are predispoziție spunere la insomnie. Sunt oameni care adorm în mod normal 10-15 minute. Deci, în genere, oamenii putem să îi împărțim în persoane care sunt adorm care pun capul pe pernă și adorm. Iar alții trebuie să mai stai vreo 15-20-30 minute să adorm și ceva normal pentru dânsi. Iar în momentul când persoanele respective mai au și careva emoții, stres, depresie, anxietate, atunci ei riscă să își dezvolte o insomnie, iarăși ca un factor important în declanșarea insomniei este modul sau regimul de zi incorrect. Deci lumina excesivă în a doua jumate a zilei, televizorul, calculatorul în dormitor, etc., care, cum am zis la început, melatonina, care este importantă pentru adormire, este în direct relație cu întunericul. Iar adică trebuie să fie foarte întuneric în cameră cel ca să puțin să nu fie lumină de culoare albă, cel puțin să evităm micile ecrane, fiindcă gama spectrul de lumină care le emană este cel albastru. Da, dar alții dimpotrivă adorm foarte bine atunci când privesc televizorul sau se joacă în telefon. Este un obicei greșit și este un obicei care cu timpul, dacă mai adăugăm încă puțin stres, depresie, deci o dezvolte la insomnie. Deci, în mod normal, există igiena somnului pe care fiecare noi poate să o găsească pe internet, deci nu e nimic. Deci sunt careva reguli banale, dar foarte importante pentru a induce un somn normal. Iar întunericul sau izolarea sau limitarea luminii înspre somn este unul dintre cele mai importante momente. Cititul ne face să exact. Să deci asta chiar este repede. Una din recomandările pe care le dăm noi, chiar și pentru pacienții, în special pentru pacienții cu insomnie, deci cu o oră înainte de somn să-și găsească o carte, chiar așa, neinteresantă, la o lumină așa de dormitor galbenă și nu albă și să încerce să citească timp de o oră și asta e un obicei și o metodă de a dormi foarte, foarte bună. Vreau să ne spuneți, sunteți și medic, neurolog, cu siguranță o să-mi răspundeți la această întrebare. De ce unele persoane, după ce consumă cafea, spre exemplu, după ora 11 dimineața, dacă consum chiar și la 11, nu mai dorm până la ora 3 noaptea? E normal sau nu? Și de ce alte persoane beau cafea și în 30 de minute dorm? Sau beau cafea înainte de culcare și dorm fără o problemă. Deci există o caracteristică a organismului nostru și există adenozina. Adenozina este o substanță chimică care se acumulează odată cu oboseala și care ne predispune să ne facem, să ne simțim obosiți și somnolenți. Păi iată, cafeaua blochează interacțiunea între adenozină și receptorii noștri și atunci depinde de sensibilitatea omului la cafea. Dacă omul are o sensibilitate... Vorbesc despre mine, pentru că dacă beau cafea după ora 10, să spunem, eu nu mai dorm. Chiar deci dacă mă trezesc dimineața la 5... Sunteți foarte sensibilă la substanță. Nu e nicio dereglare. Nu e nicio dereglare. Deci este
particularitatea organismului noastră și, pur și simplu, trebuie să știți că să evitați consumul de cafea respectiv în a doua jumate zi. Pentru că știam, cineva spunea că sau nu e în regulă sistemul nervos dacă acționează foarte, adică prea sensibil, sau dacă dorm după ce bei cafea, sau dacă adorm foarte greu, înseamnă că nu e bine. Și de asta vreau să precizez, să știm cum e totuși. Toți suntem diferiți și reacționăm la același medicament, orice medicament, fiecare om reacționează diferit. Așa și este cu cafeaua, care în principiu tot are o substanță chimică care cumva interacționează cu noi, și anume prin blocarea adenozinii. Dacă omul este mai sensibil față de cafea, se blochează bine, că nu puteți dormi nici până a doua zi. La un om care nu se blochează, respectiv el poate să bea cafea mult, dar nu are probleme cu adormirea. Așa, și acum, ca o încheiere pentru telespectatorii noștri, să dați niște recomandări, să le spunem care sunt secretele somnului liniștit și odihnitor important, care ne relaxează totalmente și ne pregătește pentru a doua zi. Deci, în primul rând, vreau să sublinez un moment că somnul este important. Astăzi încercăm să-l marginalizăm prin faptul că avem mult de lucru, că vrem să primim un film și atunci reducem din somn. Ceea ce este greșit, fiindcă somnul este indispensabil pentru ca să ne refacem. Iar odată ce noi scurtăm din durata somnului, respectiv scurtăm din sănătatea noastră și din capacitatea organismului de a se reface. De aceea trebuie în primul rând să dormim orele care ne sunt suficiente. Și aici nu există un standard, fiindcă fiecare om își cunoaște timpul pe care trebuie să-l doarmă ca să simte bine. Cineva doarme 10 ore și simte bine, cineva doarme 5 ore și simte bine. Clar că la copii există alte norme, ei trebuie să doarmă mai mult fiindcă cresc, iar maturul trebuie să-și cunoască orele de somn și trebuie să respecte aceste ore. Iar pentru a asigura și calitatea somnului, trebuie să începem de cu zi, fiindcă cineva a spus că somnul este oglinda zilei. Deci știm cu toții că dacă am fost agitați ziua, suntem agitați și în somn, avem vise mai diferite, mai agitate, uneori chiar și coșmaruri. Deci ne străduim de cu zi să fim calmi, să respectăm regimul de zi, să avem o alimentație abundentă în prima jumătate a zilei și mai săracă în a doua jumătate a zilei, ca să nu ne culcăm cu stomacul plin, să respectăm ceea ce ține de sport, fiindcă organismul nostru are nevoie de a lucra fizic, fiindcă avem foarte mulți mușchi, peste 200 de mușchi care trebuie să funcționeze și ceea ce are și o legătură cu somnul. Deci efortul fizic sau oboseală fizică la fel contribuie la un somn sănătos. Și la fel seara. Seara este preambulul pentru somn, este anticamera somnului. Respectiv trebuie să fim mai calmi, să reducem din activitățile energizante sau chiar sportul este de dorit să fie cu 3-4 ore până la somn și nu în iminentă apropiere a somnului, să nu ne certăm seara, să nu stăm în fața micilor ecrane, mai bine stăm în familie, mai bine jucăm cu copiii, mai bine ieșim la o plimbare, mai bine la urma urmei citim sau facem ceva manual. Și respectiv înainte de somn să avem acea perioadă de calmitate ca să inducem somnul mai ușor. Bun, vă mulțumesc. Adrian Lupușor a fost alături de mine, specialist neurolog la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie și Centrul de Somnologie. Bun, vă mulțumesc și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Pentru ca să fim frumoși și frumoase, trebuie să dormim bine, dar să și mai mergem uneori la specialistul în frumusețe. Ecaterina Lica astăzi vine cu un nou tratament. Să vedem ce ne-a pregătit.